Bună seara și bun găsit! Sunt Marina Nițoiu și vă aduc informațiile meteo. Începem cu vremea pe continent. În Europa, nori mulți vor fi pe partea vestică și nord-estică. Sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în Portugalia, Spania, Italia, pe partea vestică a Franței și posibil prin Ungaria și Slovenia. Prin țările estice, central-estice și în Regatul Unit vor fi mai mult ninsori. La noi în țară, în această noapte, cerul va fi mai mult acoperit și va ploua în jumătatea de nord a țării și pe arii restrânse în rest. Pe cresele montane vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Și tot aici vântul o să bată cu viteze de peste 80 de km pe oră. Iar prin sudul Transilvaniei și în Dobrogea, rafalele vor depăși 50 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și 10 grade. Mâine vom avea o zi neobișnuit de caldă în cea mai mare parte a țării. Prin sudul Munteniei se vor înregistra chiar și 18 grade. În nord-vest și pe partea sud-vestică va ploua. În restul țării vor fi doar câțiva stropi, iar vântul va fi activ aproape peste tot. La altitudini mari sunt anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, mai ales dimineața, vor fi condiții de ceață. În capitală, mâine, așteptăm cer variabil cu norări spre seară, când e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Temperatura maximă, iată, 16 grade. Miercuri, vremea se va menține deosebit de caldă pentru această dată, și o să vedem și soarele. Joi vom avea 15 grade la prânz, dar din a doua parte a zilei se va înnora treptat și sunt anunțate ploi. La munte va ploua, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul o să fie nervos în toate zonele montane. Rafalele vor depăși chiar 80-90 de km pe oră. Temperaturile rămân în continuare ridicate pentru data din calendar. Iată, vom avea 8 grade la Sinaia. Miercuri, în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, cerul va fi înnorat și local va ploua. Pe crestele montane înalte așteptăm lapoviță și ninsoare, iar în jumătatea de nord a Moldovei vor fi condiții de polei. Joi, cerul va fi mai mult acoperit, sunt anunțate ploi care se vor transforma în ninsori spre seară, în jumătatea de vest a țării și local în rest. De joi noapte însă, vremea se va răci, va deveni chiar geroasă prin vestul, centrul și prin nordul țării. Cam atât pentru moment, cu alte informații vă aștept mâine dimineață. Vă doresc o seară liniștită!